Emmy. Ați primit două cărți. Ce o să spun? Despre căință. Dacă vrei să te căiești, este foarte bine. Primul și în primul rând, orice ai fi pe lumea asta, no matter who you are, no matter what you do in your life, at one point you're gonna need somebody to stand by you. Jesus Christ. So, take it easy. Deci ideea e că oricât ai fi de deștept sau ce ai face tu pe lumea asta, cât ai fi de important, trebuie să fii circumcis în inimă, mă, cum zice în Ieremia, dacă vrei să fii creștin sau musulman sau iudeu. Că ăștia suntem, clanul nostru, monoteist. Deci trebuie să fie acea căință în inimă, acea căință lui Abulazi, acea pocăință din bunia, înțelegi, noi, asta una. Apoi, dacă vrei să fii creștin sau să fii intelectual creștin, ortodox, sau de care vrei tu, dar trebuie să fii ortodox, nu? Tu ce zici? Ideea e, domnule, lasă pe Paisie și pe nu știu care, care au fost niște greci pe vremea lui nu știu care și așa, ci mai bine citește tu tragicii greci, care erau acatiste, erau cărți de cult, texte sacre. Uite, de exemplu, Antigona, text sacru grecesc, înainte de Noul Testament, în limba greacă, nu? Și de aceea trebuie să iei Antigona ori la sursă, pe carte, ori dacă te uiți la un spectacol sau film, să fie chiar ceva ca lumea, nu? Poate orice gunoi de om să joace în Antigona. Asta să știi de la mine. După aia, cei trei poeți, Vergiliu, Horatiu și Naso. După aceea mai avem pe Catulus, pe Tibul, Marțial, Propețiu. Înțelegi? Asta este lumea în care s-a născut atât Maria, cât și Iisus Hristos, Sfântul Iosif. Așa că, take it easy.